Everybody clap your hands. Boom, bye, bye, chicka, boom, bye, bye. Cause you're so lovely. You look so lovely. You're so lovely. I wish you loved me. M-am deplasat la Bistrița și vă prezint și vouă pe nimeni alta decât perla Bistriței, Anuța Motofelea. Vai, vă bine te-am găsit! Ai o casă foarte frumoasă și o curte minunată. Cu ce vrei tu? Uite, mi-a atras atenția acest șemineu. Șemineul încălzește toată casa, avem și gaz, dar șemineul așa l-am gândit să încălzească toată casa, pentru că eu întotdeauna pun și răul înainte. M-am gândit, Doamne, poate odată n-o să-mi permit să mai plătesc gazul la ce vremuri trăim. Și l-am gândit să încălzească toată casa. Cum ai ales corpurile de iluminat? Ai acolo și două... Da, nu am lucrat cu designer. M-am gândit așa cam ce mi-ar place mie, pentru că înainte am stat la apartamentul soțului și tot apartamentul l-am renovat eu alb. Și nu am mai vrut să merg pe nuanțe foarte deschise. Așa că, un pic de culoare, da, am vrut, da? Un pic de culoare, da, exact. Hai să ne îndreptăm aici într-o zonă unde să-ți cunoaștem și familia. I love you. Noi cumva am avut o relație interzisă, am luptat să nu fim împreună și eu și el, pentru că el mi-a spus că nu o să vină niciodată în România și i-am spus că nu o să merg niciodată în Anglia. Și ne întâlneam o dată la o lună și de fiecare dată când ne întâlneam ziceam, asta e ultima dată când ne întâlnim. Și uite așa, a trecut vreun an și ceva, întâmplarea a fost că am rămas însărcinată. Și o întâmplare frumoasă. O întâmplare, cred că cea mai frumoasă întâmplare din viața mea. Exact, din care a reieșit acolo Elias, băiețelul nostru. Un puști care acum are 4 ani, da. Și este sclipirea din ochii tăi. Exact, cea mai mare bucurie a vieții noastre și uite că el ne-a adus împreună. Ai fost greu de cucerit? Da, întotdeauna am fost greu de cucerit. Când l-am văzut... Nu știu, am simțit că el o să fie alesul meu pentru toată viața, deși era imposibil. Wow. Deci eu nu aveam cum să mă gândesc să mă mut în Anglia și el mi-a spus foarte simplu că nu o să vină niciodată în România. Și uite că a venit. Până la urmă n-a vrut să facă. Nu spui niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Hai să continuăm cu ce să continuăm. Hai cu bucătăria. Cine gătește la voi în familie? Să știi că și eu gătesc și soțul meu, amândoi gătim. Sunteți o echipă, vă completați frumos. Da. Îmi place bucătăria. Da. Cum ai ales sau cine a ales? Cine a vrut să fie așa? Cumva mi-a plăcut să fie un model tradițional, cumva o pată mică. Eu fiind îndrăgostită de folclor și de motivele tradiționale. Și de asta m-am gândit să aleg sticla cu un model tradițional. Ame lume cât o fost, nici o zi n-am ținut post. Ce-o fost de dulce-am poftit, ce mi-o fost drag am iubit. Cânti de la... 4 ani. Exact, da. Wow. Am moștenit-o și pe mama mea, care a avut o și are o voce superbă. Tu semeni foarte mult și foarte tare la prima vedere cu Valeria Peter Predescu. Da, toată lumea spune acest lucru. Valeria Peter Predescu a fost cea mai valoroasă artistă de la noi, din Bistrița Năsăud. Pe lângă faptul că a fost o artistă valoroasă, a fost un om deosebit. Vine mai băiță de vini. Până eu bădița ce-oi dori. Dar să revenim la minunăția de casă a Anuței. Cine își petrece timpul aici? Amândoi. Amândoi, da. Mai citim. Opa, am găsit aici ceva, ia fii atent. Aici este... O poză de când am fost noi amândoi în Turcia. Adică? În urmă cu vreo 7 ani, cred. Opa, cine... Sabia, soțului. Da? Pentru că el a fost în război în Afganistan. A lucrat la armată înainte.
Și avem destul de multe săbi prin casă. Aici avem o baie. O, arată bine. Baia de jos. Baia de serviciu sau pentru musafiri. De serviciu. Cum ai ales dulăpiorul? Cum te-ai gândit? Mi-a plăcut foarte mult. Dulăpiorul l-am văzut pe internet și l-am comandat. Și așa am știut să-mi fac și blatul de la chiuvetă. În funcție de... Da. Aici este un dormitor pentru musafiri. Frumos arată și foarte mare. Da, așa am vrut să fie dormitoarele mari, spațioase. Da. Adică așa mi-am dorit și să aibă baia și... Fiecare baie și dressing. Cu... Da. Și corpul de iluminat, cum l-ai ales? E interesant, e foarte interesant. L-am ales după mochetă. Da? Da. Ai vrut să... Oricum nu am dus cu culori foarte asortate. Patul este foarte comod. Asta este baia mea. Ia să vedem baia. Te rog, colegul. Am făcut-o așa după placul meu. Ce avem aici? E... Un mozaic. Care trebuia chituit negru. Pe când am ajuns eu la muncitor, deja era chituit cu alb și n-am mai reușit să facem nimic. Nu, dar arată foarte bine. Și oglinda. Oglinda îmi place. Și ajungem în... Ajungem în dress. Acum, da. Să vedeți. Ia să vedeți. Să nu-mi cereți să vă arăt geni scumpe, pentru că nu reușeam să fac o casă dacă cheltuiam pe geni scumpe. Dar vă arăt comoara mea cea mai de preț. Costumele populare. Sunt cele mai scumpe din garderoba mea. De exemplu, aceste pânzături au fost pânzăturile de mireasă a mamei mele și eu m-am căsătorit cu ele. Serios? Da. Uite ce frumos și ce nuanță frumoasă de roz au. Exact, da. Cum? Așa sau așa? Așa. Sunt făcute de mâna mamei. Cea mai dragă cămașă este asta. Hai să te ajut. Pentru că cu ea am început să cânt prima dată și mi-a venit foarte bine. Și cred că mi-a și purtat, noroc. Dar mama tot mă ceartă că ai atâtea cămeși frumoase și tu porți doar una. Le mai porți și pe celelalte, dar asta mi este cea mai dragă. Aceste mărgele au o poveste foarte interesantă, pentru că le-am împărțit cu Valeria Peter Predescu. Le-au dus bărbații din război, nevestelor și iubitelor. Sunt din piatră pictată. Serios? Da. Ce frumos, foarte frumoase sunt. Pantofii stiletto, care sunt preferații mei. Care arată foarte bine. Am distrus piciorușele cu ei. Dar da. Dar îmi plac foarte mult. De asta am și foarte multe perechi de pantofi stiletto. Care este perechea ta preferată dintre toți cei pe care îi vedem aici? Cred că aceștia îmi plac foarte mult. Uite, asta e o rochiță care îmi place foarte care, mult. Asta am vrut să te întreb, care este rochița ta preferată pentru petreceri? Foarte frumos. Mai am o rochiță preferată. Ia să vedem. Am fost nașă cu ea. Câteva bijuterii preferate. Acesta l-am primit de la soțul meu, din ziua mea. Care arată foarte bine. Da, acest cerceluș care mi-am cumpărat când am fost nașă. Frumos. Sunt drăguț, mi-a plăcut foarte mult. Și acest ceas care l-am primit de la soțul meu când eram iubiți. Aici este dormitorul nostru și bineînțeles că noi dormim cu paravan între noi, adică cu băiețelul nostru, cu Elias. Da, Elias dorme cu noi. Da, dorme cu noi, a zis că l-a rugat pe Doamne, Doamne și i-a spus, Doamne, Doamne, a promis că o să lase să doarmă cu noi, pentru că e frică să doarmă singur. E răsfățat un pic. Foarte bine arată. Dormitorul este din...
țară? Patul l-am făcut la comandă. Ah, ai făcut. Noptiarele le-am cumpărat de la un magazin. Aici este dressing-ul soțului. Fiecare este cu dressing-ul și cu baia lui în această casă. Da? Și acum nu s-a organizat? Da. Este foarte ordonat. Înainte era foarte cheltuitor pe haine, dar acum de o vreme este mai cumpătat. Era chiar mai cheltuitor decât mine. Aici e baia cu duș. Așa. O folosește soțul meu. Vai, ce frumos este! Aici este partea din spate a casei. Hai să te relaxezi tu. Da? Frumos! Hai să ne așezăm. Uite, vreau să-mi povestești ce este acolo. E ceva în interior? Ce este? Avem voie să intrăm? Spun, nu știu dacă avem, cred că avem. Ia să vedem. Hai să vedem. Păi trebuia să fie o cramă cu vinuri și... Așa. De fapt așa a fost proiectul și soțul meu a zis, da, o să fie o cramă cu vin. Dar a ieșit puțin mai mare. Așa. Din cauza soțului meu care face sport în fiecare zi, chiar de două ori pe zi. Oh, ce drăguț! Și a făcut o sală de sport. Nu cred. Nu ne-am așteptat că o să intrați aici. Dar ce frumos, uite-te ce bine arată. Așa, și deci doar el face sport, da, nu? Doar el face sport, nu. Nu, din păcate sunt cam leneșucă. Are poze cu prieteni, noi cu Elias. Cine a pictat? Elias cu ideea. Ce drăguț! Aici e colțul lui. Da, este colțișorul lui de Elias joacă. Elias Faust. Eu am fost cu această idee. Sus mai avem o mică grădină și o căbănuță unde ținem sculele pentru casă. Scările acum le-am făcut, am adus piatra de la mine din Purâu, din Arșița.